mare dintre echipele CSE Athletic Olimpia Gherla, respectiv Arops Transilvania Cluj. După o bine meritată pauză competițională odată cu începerea campionatului 2017-2018, vă aducem la cunoștință noul parteneriat dintre CSE Athletic Olimpia Gherla și firma Arops Transilvania Software, care este una dintre cele mai importante companii clujene în domeniul IT-ului și un frecvent susținător al sportului. Fondator și director general Arops, Voicu Oprean! Începând de azi, Arops devine un partener de încredere și pentru Athletic Olimpia Gherla în cursa echipei pentru ocuparea unui loc important în acest sezon al Ligii a IV-a. Este un eveniment extraordinar și vă spun și de ce. Nu sunt decât un privitor al fotbalului, trebuie să recunosc, și ultima oară când am jucat, am primit o pasă, am călcat pe minge și m-am întins pe jos. Din păcate, face parte din orice sport, ca să ai succes, trebuie să te și ridici. Și urez echipei din Gherla, chiar dacă e Liga a IV-a, să ajungă cât mai sus, cu sprijinul nostru, cu sprijinul întregii comunități locale. Sper că acest lucru se întâmple cât mai repede și totodată colegilor din Arops le spun că toți avem vise, toți avem pasiuni. Ăsta era unul din visele mele. Mă bucur că voi faceți parte din aceste vise, jucați cu o echipă de Liga a IV-a, probabil vom merge și mai sus, vom juca și mai bine și sperăm că acest meci să fie un meci frumos. Acest parteneriat a fost posibil datorită prieteniei dintre domnul Voicu Oprean și fostul jucător al echipei Olimpia din Gherla, arbitru divizionar, nimeni altul decât domnul Tudor Marchiș, care lucrează în îndepărtata Indie, unde este manager al unei firme cu peste 1000 de angajați. Aflat departe de țară, Tudor n-a uitat originile, locurile natale și a ținut să sprijine această echipă, unde s-a format ca jucător, ca om, cu un echipament complet. Mulțumesc lui Voicu, că fără el nu puteam face evenimentul ăsta, că l-am rugat, nici n-a stat pe gânduri, pe WhatsApp, nici nu l-am sunat. A zis da. Vă ajut cu mare drag. Ce îmi pare bine, eu practic, eu m-am format ca om în fotbal. Eu, ca pregătire profesională, pot să zic că mai mult m-a ajutat fotbalul decât facultatea și decât absolut tot ce am făcut în viață. Pentru că e un mediu competitiv, efortul care îl pui pe teren, mai mult sau mai puțin acela care îl pui în birou. Ce sper și de ce am început, de ce am încercat ca să sponsorizez un pic echipa, vreau să văd cum eram 2000, să văd stadionul ăsta plin și sper cu ajutorul lui Chilin și a tuturor celor prezenți, în 2-3 ani de zile ca să punem, să aducem orașul ăsta înapoi pe stadion, numai la câteva meciuri, la toate și de acum înainte vreau în iarnă să vă mai trimit, v-am zis, una alta pentru voi, pentru băieți, voi cu ce vă mai dă un ban, mai găsiți și voi sponsori. Și sper să fiți în Liga 3. Acum anul ăsta a fost pe 2 după U Cluj. Acum depinde numai de voi. Vreți să mergeți în a 3-a, depinde de visele fiecăruia, că până la urmă să fim serioși. Vă vreți să creșteți de aici. Marea majoritate, echipa vrea să aibă o comunitate frumoasă și multă baftă. Mulțumesc voi încă o dată. Mulțumesc, Ciobi. Hai, băieți! Mulțumim domnului Tudor Marchiș. Președinte Chilin Ciabo! Vicepreședinte Rus Ilie, secretar Lică Măhălean, organizator competiții Sas István, antrenor la seniori Trif Adrian, zis Roșu, antrenor juniori Coroi Mircea, ajutat de Proja Gheorghe. Dragii mei, în cadrul clubului Olimpia Gherla,
a luat ființă o echipă de fotbal feminin, juniori antrenate de Câmpian Călin Zispană și o fostă componentă al echipei Olimpia Cluj, Rus Demi. Cei care au primit echipamentul, bine meritat, bineînțeles, jucătorii, echipa ACS Olimpia Gherla. Hai să începem cu capitanul de echipă, Sergiu Pop! Dragan Mihai, Eric Hosu, Sălăjan Darius, Griga Răzvan, Bold Nicolas, Pop Vlad, Pop Florin, Popovici Adrian, Prodan Vasile, Stupinean Paul, Sacu Dan, Dascăl Vasile, Rus Alex, Mureșan Cosmin, Șoloc Cristian, Codorean Marius, Kendrean Tudor, Sâmărtean Ionuț, Bondor Ovidiu, Fodor Marcel, Sabo Mihai. Dragii mei, brigada de arbitri este formată la centru de domn Câmpian Iosif, ajutat de doi asistenți, Turi Iulian și Farcaș Narcis. Observatorul acestei partide este și vicepreședintele AGF-ului Cluj, domnul Pal Leon. Thank you.